Știi? Deci merge acum, nu? 2-10, 2-10, 6, 4, probă. Bun, salutare dragi prieteni. Astăzi facem un interviu de suflet, aș putea spune, cu un om care s-a implicat, care a revitalizat oarecum partea culturală din Turda. Este vorba de domnul Cătălin Grigoraș, directorul Teatrului Național Aureliu Manea din Turda. Domnule director, bun găsit și la mulți ani, că nu ne-am văzut anul ăsta. La mulți ani dumneavoastră, tuturor cititorilor și celor care vă urmăresc pe online. Da, nu ne-am văzut, să sperăm că... Nu ne-am văzut fizic, pentru că în parte de online ați rupt în 2020. Despre asta vrem să și discutăm puțin. De asta spun că este un interviu de suflet, pentru că vă apreciez foarte mult activitatea și a dumneavoastră, dar și a colegilor dumneavoastră. Și știu că în acest an pandemic 2020 ați fost foarte aproape de urmăritorii dumneavoastră, de cititorii dumneavoastră, de cei care au apreciat partea cultural-artistică din Turda. Așadar vine întrebarea logică. Cum a fost anul 2020 pentru dumneavoastră? A fost un an atipic, cred că era pentru mulți dintre noi. Un an... Aș vrea să vorbim mai mult de partea plină a paharului și de, da, nu de cea goală, pentru că cu siguranță să ai spectatorii cumva departe de tine sau să ai o barieră între acel ecran, între tine și spectator, nu e confortabil. Să ai spectatorii înjumătățiți cumva sau să ai locuri limitate, iarăși nu e confortabil, dar am ajuns să spunem bine că se întâmplă și așa și preferăm să jucăm de mai multe ori spectacolul, cum s-a și întâmplat. Am avut premieră la Conul Leonida față cu Reacțiunea și pe sala studio, suntem în sala studio, da, lucrurile sunt limitate, în loc de 80 de locuri avem 30 și atunci, cererea fiind foarte, foarte mare, a trebuit să mai facem un spectacol. În aceea zi am vorbit cu actorii, ce facem? Uitați, oamenii vor, niciodată n-am refuzat pe cineva, nu i-am lăsat să plece, am inventat, am făcut, am găsit soluții ca oamenii să fie în sala de spectacol și atunci am ajuns la, am tras o concluzie împreună cu artiștii, da, hai să mai facem imediat 10 minute pauză, fumat o țigară, respirat, machiat din nou și din nou la lucru. Și a mers foarte bine și publicul a fost foarte, foarte încântat. Da, un an 2020 a început așa, ne-a lovit, am început foarte bine, ianuarie, februarie, am avut turnee, noi ne-am obișnuit. În 15 ianuarie am devenit Teatru Național, după care am început să plecăm în Moldova, în Muntenia, să colindăm țara. Da. Și bineînțeles tot ce înseamnă Turda și împrejurimile orașului. A venit data de 9 martie și ne-a lovit așa, ca un trăznet. Bine, deja la nivel mondial erau. Italia se închisese, da, începuse nebunia din China. Nu n-am crezut că va fi atât de grav, cel puțin la nivel cultural, această limitare, dar se impune, trebuie să fim în siguranță și trăim cu speranța că 2022, dacă nu 2021, în 2022 lucrurile vor reveni la un normal din toate punctele de vedere, cel puțin pe zona asta, educație, cultură, pentru că un popor fără educație și fără cultură și cam uită identitatea și nu prea are viitor. Dumneavoastră, ca și lider, oarecum ați înțeles sau n-ați înțeles chiar la început despre ce e vorba cu pandemia asta, cum de altfel nimeni nu prea a înțeles, dar vreau să vă întreb cum s-au comportat colegii dumneavoastră în momentul în care le-ați expus oarecum situația. Măi, trebuie să ne reorganizăm. Toată lumea era foarte speriată, inclusiv colegii actori, pentru că nu știau ce se întâmplă. Erau zilnic acele știri la televizor, protejați-vă, distanță. Și nu, actorul pe scenă, cum poți să joci cu mască pe figură? Nu, e aproape imposibil, pentru că fața, corpul e, da, instrumentul cu care lucrezi. Și erau foarte speriați cu toții la început și am anticipat puțin și cred că am fost cam printre primele teatre din România care au transmis live un
un spectacol care a fost și foarte bine primit de, ca vizualizări pe, pe Facebook, pe online. E vorba de spectacolul Noi Nu. Un spectacol special pentru zona tânără, pentru zona de adolescentină, să spun așa, pe zona de liceu. Un spectacol după povești reale din, din viața de liceu. Și s-au mobilizat foarte bine actorii, înțelegând oarecum ce, ce se întâmplă. Numai că, repet, să faci un spectacol fără spectatori în sală, să-l și transmiți, pentru că la teatru, exact cum povesteam și înainte de, de acest interviu, ai nevoie de, de, de public. Ai nevoie să primești energie de la public. Categoric că dai foarte multă energie, dar și primești înapoi. Ai un feedback din partea publicului. Ori să ai și așteptări, ori aici cred că e ce se întâmplă în, în actor, în artist, în momentul în care tu ești setat să primești înapoi, să ai așteptări din partea publicului și nu le primești, nu primești feedback înapoi. Primești după aceea, te uiți, revezi ce ai făcut și vezi, ce mișto, și fiecare mai scrie unul altul, te întreabă, mai ales că spectacolul era gândit la modul, la final aveai discuții cu publicul. Ce a fost bine, că erau, expui un fel sau dintr-un anumit punct de vedere. Și atunci ai întrebări din partea publicului, ai discuții, au fost online, dar altfel e, categoric. După care, încet, încet, a urmat martie, aprilie, unde ne-am sufocat cu toții de zona asta de online, am stat în casă atunci închiși. După aprilie eram gătuiți, nimeni nu mai avea chef de teatru online și încet, încet, din mai, din iunie, am revenit la o ușoară normalitate în outdoor și am fost primul teatru din țară, primul festival internațional de teatru. Și cred că nu numai din țară, și din prejurimile României, totul s-a blocat, nimeni n-a mai avut curaj să facă nimic. Și am fost primii care am făcut Festivalul Internațional de Teatru de la Turda. La final de iunie a fost așa un maraton organizatoric. Am reușit să avem și invitații internaționali. Din întâmplare au fost prinși în țară, pandemia a prins în țară și atunci i-am identificat și au venit la Turda. A fost o oază de, de aer pentru, și pentru noi și pentru spectatori. A fost foarte interesant modul de a gândi un spectacol în zonă outdoor, în afară. Sunt spectacole care sunt gândite special pentru interior. De multe ori pierzi din emoție în momentul când îl duci ori în outdoor sau în alt fel de spații. Dar ne-am adaptat extraordinar de bine și sperăm. A fost o vară 2020 atipică, dar plină de evenimente culturale la Turda și sper, dacă și teatrul de vară va fi finalizat în urma acestor proiecte uriașe care se dezvoltă la Turda, sperăm că această, să zic, stagiune estivală să o îmbogățim în anii ce vor urma, nu numai cu evenimentele noastre, ci și cu alte evenimente ale, ale teatrelor din țară, din străinătate, pentru că, de ce nu, cum e și Sibiu, poate și Turda la un moment dat să crească și din punctul de vedere. Adică orice turist care vine să viziteze Salina, Castrul Roman, să vadă și niște spectacole sau evenimente, indiferent că e Festivalul Internațional de Teatru vara sau un festival medieval sau un festival de folclor care au și început să se dezvolte, să vină și altfel de evenimente care să aibă loc în, în aer liber. Și uite așa vom crește, mână de la mână. Creștem împreună. Vreau să remar faptul, într-adevăr, Festivalul Internațional de Teatru a fost în 2020 atipic, cum a fost și anul de altfel, dar a fost foarte interesant pentru spectatori. Adică ați jucat pe unde ați prins. V-ați reinventat oarecum. Ți-mi minte că ați avut implicit, nu știu, în curți de școli sau și aici în curtea teatrului și pe stradă. Și în curtea Muzeului de Istorie. Exact. Deci ați avut peste tot. Nu ați avut, nu v-ați plictisit. Nu ne-am plictisit. Vă era dor oarecum să interacționați cu oameni. Da, în momentul în care ne-au dat aprobare să desfășurăm evenimente, a fost o gură de oxigen reală. Adică am simțit că renaștem, reînflorim.
și am început să dezvoltăm în limitele impuse categoric de această pandemie, ceea ce și din octombrie, în septembrie am mai jucat un pic afară, după care din octombrie am reintrat în sală, dar respectând normele în vigoare, încercăm să construim spectacole la nivel de 1, 2, maxim 3 personaje, încercăm să respectăm aceste distanțări pe cât se poate și unde se poate, dar ne concentrăm pe zona asta de spectacole, în tip one man show, one woman show, am și avut câteva premiere, în seara asta avem premieră, Oracol, am avut Electra după un text de Sofocle, în regia lui Alexandru Teodorescu cu Alexandra Dușa. Săptămâna trecută, săptămâna viitoare avem o altă premieră, Tutun și praf de pușcă, după un text de Nelu Ionescu în două personaje. Actorul Valentin Oncu și Cătălin Florea vor fi protagoniști, în regia Filip Odangiu de la Cluj-Napoca. Sunt și pentru luna martie, pregătim o serie de spectacole. Avem Van Dan, un caz real cu actorul Vali Popescu, în regia lui Dragoș Călin. E vorba despre un tip care s-a drogat mulți ani și după 10 ani a reușit să se lase. Și cumva încercăm să construim, pentru că știu că în ziua de astăzi e o problemă reală asta cu... sau, drogurile sunt o problemă reală și încercăm să construim și să ne ducem în zona asta în care să arătăm, dom'le, așa da, așa nu. Așa nu, da. Educați oarecum. Exact, da. Pentru că am dezvoltat o serie, din 2017 de când am venit, am dezvoltat o serie de spectacole în zona de educație, cum a fost și spectacolul Noi Nu pentru zona de adolescenți. No. Sunt gânduri multe, vrem să punem în scenă Romeo și Julieta, în regia lui Muriel Manea, încercăm să vedem, adică urmărim puțin situația epidemiologică și încercăm poate în aprilie să începem câteva timide repetiții, ca pentru Festivalul Internațional de Teatru să avem spectacolul, să îl putem oferi publicului. Doamne ajută! Vedem. Să dea Domnul, să fim în siguranță, să fim sănătoși și atunci. Pe lângă toate cele menționate dumneavoastră, ați uitat să spuneți că faceți inimile copiilor să sară în sus de bucurie faptul că vin la spectacole special pentru copii. În fiecare duminică de la ora 11 avem spectacole pentru copii. Durerea, suferința noastră, așa între ghilimele, dacă până mai ieri, la finalul fiecărui spectacol de copii, aceștia urcau pe scenă alături de actori, alături de personajele lor dragi, făceau fotografii, vorbeau cu mica sirenă, cu scufița roșie și așa mai departe. Uite, pandemia asta ne-a adus această barieră, acest blocaj. Să sperăm, când spun cuvântul ăsta și îl spun foarte, foarte de sper, că vom reveni la normalitate pentru că avem nevoie, copiii au nevoie să se conecteze nu numai la nivel de online, de distanțare, ce au nevoie să se conecteze și fizic, să pună mâna, să simtă, să înțeleagă, să vorbească cu... Mult nu înțeleg asta. Din păcate. Da, din păcate. Dar în fiecare duminică am reluat această poveste și este plin. Mă bucur enorm de mult. Sunt spectacole dezvoltate în acești 4 ani care sunt, din punctul meu de vedere, vor fi nemuritoare, generațiile se schimbă, le reluăm, le rejucăm, pentru că tot timpul copiii cresc. Da. Și m-aș bucura la un moment dat, când vor ajunge acești copii părinți, și ei, la rândul lor, să ia copilașul de mână și să vină la teatru și să spună, uite, aici am descoperit eu o lume a mea, sau hai să vezi ce se întâmplă. Până la urmă, aici e. Iar teatru, peste zeci de ani, să aibă acel public format, un public inteligent, care să schimbe comunitatea în bine. E mult de muncă, dar
a început să construiască, ceea ce e foarte bine. După cum vedeți și la nivelul întregii comunități, lucrurile se schimbă și fiecare direcție, sau mă rog, administrația a înțeles lucrul ăsta și a pompat în fiecare direcție genul ăsta de energie creatoare și uite că e mult mai simplu în momentul în care ai oameni care te înțeleg, când vrei să faci ceva și spun da, hai să facem, hai să găsim soluții. Că poate nu sunt soluții, dar hai să le găsim, să le căutăm. Și atunci ai un gram de speranță, da, uite, lucrurile merg și merg spre bine, cel puțin din punctul de vedere. E nevoie de investiții pentru viitor, mari investiții, dar sunt convins că se vor face. Anul ăsta sperăm să intre și teatru în reabilitare, renovare și să schimbăm puțin aspectul, să împrospătăm puțin atmosfera, să facem să fie un pic mai călduros și la propriu și la figurat în interior și sunt convins că teatru va arăta altfel. Vreau să vă amintesc de faptul că ori de câte ori implici la festivalul internațional, când era conferința de presă unde participa și domnul primar Cristian Matei, și nu doar acolo, că nu au mai fost conferințe de presă legate de partea teatrală din tur, dar tot timpul vă lăuda. Sunteți un om extraordinar, sunteți cel mai bun, cel mai... Ei bine, acum vine întrebarea, care este relația dumneavoastră cu domnul primar? Adică simțiți un sprijin real din partea dumneavoastră pentru tot ceea ce faceți? Real. Altfel, îmi aduc aminte prima mea întâlnire cu domnia sa, în care mi-a prezentat puțin ce urmează să se întâmple la Turda în 2016. M-am gândit puțin, era foarte frumos tabloul pe care mi-l zugrăvea, posibilitatea de a lucra într-un teatru și uitându-mă în ochii domniei sale și strângându-mi mâna ferm, am zis ok, trebuie să am încredere în omul ăsta și bucuria mea a venit etapizat, să spun așa, pentru că lucrurile de care vorbeam atunci și mi se păreau că sunt niște povești frumoase, zugrăvite, uite, încet, încet se și întâmplă. S-au și întâmplat și urmează să se întâmple. Și, da, nu-mi pare rău nicio secundă că am ales să vin la Turda, pentru că lucrurile au început să meargă în zona în care trebuie și eu m-am dezvoltat foarte mult făcând parte din această echipă, construind aici lucruri și ceea ce pot afirma, nu vreau să, domnul primar spune, eu sunt un tip mai reținut așa și nu îmi place să vorbesc foarte, foarte mult, dar da, e un om de caracter care și în care am avut încredere și am în continuare și un om care susține din toată inima zona culturală. Zugrăvise atunci dezastru cultural care era la Turda și uite că împreună astăzi am reușit să facem teatru să fie teatru național, împreună am reușit să creăm evenimente, teatru are la momentul ăsta peste 40 de spectacole, producții proprii, ceea ce în momentul în care, în 2016, când am venit, erau 4 sau 5 care și acelea urmau să se închidă. Și încet, încet, e foarte important faptul că mi-a dat încredere, da, construiește și am reușit să construim o echipă de artiști tânără, o echipă care sper, nu ca până mai ieri, se schimbau de la an la an, se schimba echipa artistică, avem o echipă deja stabilă mai de constant, 4 ani și ceva, o echipă care mulți dintre ei deja s-au mutat la Turda și vor deveni turdeni cu acte în regulă și da, îmi doresc acest teatru să aibă, să capete identitate așa cum poate acum 30-40 de ani era foarte bine văzut la nivel național și trebuie să fie foarte bine văzut sau muncim ca să fie foarte bine văzut și acum, pentru că e o altă hai să nu-i zic instituție, bulă, să spun, care va duce, unde va merge această bulă, va duce identitatea orașului, va duce numele
alături de Salina Turda, care, uite, e un brand de excepție. Internațional, da. Uite, la nivel internațional. Asta ne și dorim. Ne-am curcat un pic pandemia asta, pentru că trebuia în 2020 să facem în Montreal. Cumpărasem biletele. Da, și fost. Am fost anul trecut în Toronto, am fost și a fost foarte bine primit spectacolul Trix Show. În urma acelei deplasări am avut invitația de a participa în 2020 în Montreal la un festival. S-a anulat tot festivalul, ne-au dat bani înapoi, slavă cerului. Ce oameni, bă. Nu, de pe biletele de avion. Am înțeles, dar acolo era... Ce ați simțit în momentul în care hotărârea de la Prefectura Cluj a venit asupra Turzii și a spus, băi, sunteți în scenariu roșu, dar de astăzi sunteți în scenariu galben și era cu trend de scădere spre verde. Cum ați primit? Ținând cont de faptul că la scenariu galben ai 30%, ai voie cu 30% din public în sală, la scenariu verde cu 50%. Păi vă dau un exemplu categoric. Eu am fost foarte extaziat de-a dreptul. Vă dau un exemplu. În 15 am avut recital de poezie Eminescu, un eveniment construit împreună cu cei de la Casa de Cultură, a fost și Țăndărică invitat, dar noi am pregătit un moment de vreo 20 de minute cu actorii teatrului și înainte să înceapă spectacolul am fost în culise să le zic baftă, fiți buni, cum îi motivez de regulă, de obicei, și cum de altfel și sunt. Și i-am adunat pe toți așa într-un cerc și vorbeam așa și la un moment dat, cred că o colegă actriță zice, vai ce emoție am, parcă nu mai jucase, nu mai uitase de o lună pe scenă cu publicul. Că așa în fiecare zi avem repetiții și vai ce emoție am, parcă e prima dată când joc. Și se simțea așa la toată gașca, la toată echipa, se simțea așa un freamăt, o bucurie, de fapt, nu era o emoție reală ca atunci când mergi la examen și te ascultă la școală, nu, era o emoție, o bucurie, cumva ce aștepta să fie împărtășită cu publicul. Ceea ce s-a și întâmplat, pentru că cred că de la primul vers publicul a izbucnit în aplauze și am simțit și din partea celor din sală această dorință, sau, mă rog, de-a lungul acelor 2-3 luni cât n-au intrat în sală de teatru, au dezvoltat în interiorul un freamăt și abia aștept să-l scoată și prin aplauze au izbucnit și a fost extraordinar. Și ăsta sunt momentele care și rămân și pot descrie această așteptare care cumva a luat sfârșit. Da, facem, nu, am dezvoltat spectacolul acum joia, vinerea, sâmbăta, duminica pentru cei mici, avem întâlniri regulate, sperăm, nu știu ce incidență este acum la Turda, sperăm să fim sub 3. Suntem pe galben, sperăm să fim sub... În galben cred că sunteți pe partea de școală, că există și acolo scenariu. Cred că tot în verde, sețul la 1.37, din câte știu. Noi avem sala mare care ne permite o distanțare și am și impus niște reguli și niște trasee de intrare ieșire diferite pentru artiști, pentru spectatori. Și atunci, spațiul fiind foarte mare, ne permite. Pe sala studio e un pic mai complicat, dar și aici avem reguli specifice. Pe premisa că anul 2021 o să fie un an extraordinar cu noi și o să scadă cazurile astea emise de autorități, ce pregătiți pentru publicul turdean și cum vă gândiți în organizarea teatrului, adică Festivalul Internațional de Teatru? Am învățat în 2020 să nu mai fac planuri pe mai mult de 2 luni. Le luăm etapizat. Gândim Festivalul Internațional de Teatru, sau ne dorim să se întâmple la o scară mai mare, doar că, uite, urmărim un pic și situația la nivel internațional. Italia are regiuni în zona roșie închise, Anglia e închisă de
ceva vreme, zborurile sunt anulate, ori în momentul în care angajezi niște contracte cu trupe din exterior și s-ar putea să vină acea perioadă în care să ți se spună totul e blocat sau aeroporturile sunt închise sau nu aveți voie să intrați și din țară, sunt niște bani care se cheltuie și e o investiție care nu are sustenabilitate. Încercăm să o luăm etapizat. Cu siguranță, dacă ne vor da voie și regulile vor impune, vom juca în outdoor, acele spații deja reinventate, le reinventăm anul ăsta și vom căuta și alte spații în care să jucăm. Abia așteptăm să vină vara să putem ieși. Da, iar pe zona de indoor, de interior, avem aceste one man show-uri, one woman show-uri, teatru are 15 actori, toți vor ajunge la un moment dat să aibă câte un one man show, one woman show. Deci deja din start avem 15 propuneri de spectacole, unele au și ieșit deja, altele sunt în lucru, la altele sunt la, altele sunt la nivel de concept. Dar cu siguranță 2021 va aduce pentru spectatorul turdean și nu numai multe premiere de tipul acesta. Sunt și spectacole în două sau trei personaje. Așa. Și dacă ne va permite și vom reuși să ne vaccinăm cu toții, să scoatem Romeo și Julieta. E unul din proiectele mari pe care ni-l propunem, cum a fost și Visurile nopții de vară, care anul trecut trebuia să meargă la Festivalul Shakespeare de la Craiova, cel mai mare festival Shakespeare din lume. Din păcate s-au închis porțile și se va relua în 2022 festivalul. Deci cu siguranță, dacă lucrurile, vedeți, e acel dacă, tot da, timpul e dacă, da. Dacă, pentru că asta e perioada în care trăim, e un dacă înainte de a, domne, dacă e așa, cum fac? Dacă e așa, cum fac? Din această pricină, sunt niște gânduri pentru întreg anul 2021, dar concret doar de la o lună la alta putem să gândim. Da. Niște spectacole, o să ieșim, avem și câteva ieșiri, avem cu Giurgiu, de exemplu, o discuție undeva la final de aprilie să mergem să facem un spectacol acolo. Probabil vom ajunge anul ăsta și la București, dar, repet, în funcție de fiecare zonă în ce scenariu se află. Spuneați de cuvântul dacă, chiar dacă ne vaccinăm toți, noi avem garanția 100% vom reveni la normalitate. Deci, dacă. Asta e cu semnul întrebării. Dacă. Exact. În acest moment asta vrem să vedem. În acest moment aveți ieșiri din zonă? Jucați pe alte scene sau strict pe Turda? Am avut în ianuarie, avem un parteneriat foarte solid cu o echipă tânără de la Cizmădie, de lângă Sibiu. Au o casă de cultură foarte bine pusă la punct cu tot ce trebuie și am jucat în ianuarie spectacolul Gunoierul. Avem acum la final de februarie spectacolul Insomniace și Motanul Îngălțat pentru copii și urmează în martie și aprilie. Avem un parteneriat foarte solid cu cei de la Teatrul din Târgu Jiu, care mai vin cu Teatrul din Suceava, cu Teatrul din Satu Mare, dar e în funcție de scenariile din zonele lor și dacă, da. Am înțeles. Domnule Grigoraș, a fost un interviu, zic eu, plăcut, distins și distins. Andrei nu pune camera pe mine, că n-ai ce, eu nu o să vedeți aici, domnul director este. Da. Vreau să lansați neapărat un mesaj de încurajare pentru publicul turdean, pentru că nu cred că de mesaje de încurajare au nevoie, ci au nevoie de mesaje optimiste din partea dumneavoastră. Ce le-ați putea transmite în acest moment iubitorilor de teatru din Turda? Și nu numai. Cu siguranță vom reveni la o normalitate și acum, exact cum am mai zis pe perioada acestui scurt interviu, haideți să vedem partea plină a paharului. Foarte important. Au fost un an 2020 mai atipic, dar, de exemplu, eu am stat puțin mai mult lângă familie.
am trăit și am petrecut clipe împreună cu băiatul meu, cu copilul meu cel mic. Cred că, în esență, trebuie să ne raportăm la lucrul ăsta. Haide să vedem partea plină a paharului, suntem sănătoși, suntem în regulă. Doamne ferește, au fost oameni care s-au îmbolnăvit și au plecat dintre noi. Suntem bine. Cred că trebuie să mai așteptăm puțin și cu siguranță ne vom întoarce la o normalitate. Când? Când o să fie cazul. Când o să fie cazul. Nu știu. Că... Bun, vă mulțumim foarte mult pentru timpul acordat în realizarea acestui interviu. Și eu vă mulțumesc pentru această discuție plăcută și sperăm. Casa noastră este și casa dumneavoastră și vă așteptăm oricând cu mare drag. Doamne ajută, vă dorim spor și succes în implementarea tot ceea ce gândiți legat de partea culturală artistică din municipiul Turda. Doamne ajută! Vă mulțumesc! Shooting stars above the city lights.